să-i ducă pălăria? De ce Domnul Iisus l-a chemat pe Levi să vină după el? Ca să-i țină de urât? De ce Domnul Iisus Hristos l-a chemat pe Levi, vină după mine, ca să îl vindece de boli? Nu. Chemarea aceea în acea zi a fost recrutare pentru apostolie, oameni buni. Vină după mine! Fraza aceasta rostită de Domnul Iisus Hristos a însemnat pentru vameș, nu mai fi vameș, nu mai sluji pe cezarul Romei, ci vino în slujba regelui regilor. Haleluia! Iată cum gândește Dumnezeu! Iată mentalitatea, iată sistemul de valori al lui Dumnezeu, iată criteriile de alegere ale lui Dumnezeu. Iată pe cine pune preț Dumnezeu, dacă vreți. Dumnezeu pune preț pe omul care își recunoaște starea păcătoasă. Dumnezeu pune preț pe omul care își recunoaște starea degradată și depravată. Dumnezeu pune preț nu doar ca să-i primească pe acești oameni. Vino și tu, încălzește-te la foc cu noi. Și să le dea cea mai mare încredere acestor oameni, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Nu contează cine ești, cât de păcătos. Dacă ești păcătos, Dumnezeu vede în tine o valoare. Dacă ești păcătos, dacă îți recunoști starea degradată, dacă îți recunoști de nevrednicia, dacă îți recunoști păcatul, Dumnezeu vede în tine un potențial, Dumnezeu îți oferă o chemare unică, specială. Dumnezeu vrea să facă din tine omul tău de încredere. În ciuda păcătoșeniei, în ciuda degradării tale, în ciuda destrăbălării tale, în ciuda răutății tale, Dumnezeu îți dă încredere. Dumnezeu te angajează ca și omul său de încredere. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Așa face Dumnezeu totdeauna, pe parcursul istoriei. Biblia ne scoate în evidență de oamenii cei mai de temut ai bisericii, oamenii care s-au împotrivit cel mai tare lui Dumnezeu. Au fost întâlniți de Domnul Iisus. Domnul Iisus Hristos le-a lansat chemarea și Saul, turbatul prigonitor al bisericii, Saul din Tars, a devenit apostolul Pavel, apărătorul, cel mai competent apărător a Bisericii Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Dar dacă tu spui, știți, eu nu sunt chiar așa de rău. Dar dacă tu crezi că viața ta nu e chiar încă distrusă. Dar dacă tu crezi că mai fac și eu bine și Dumnezeu ține cont de acest lucru. Dar dacă tu ai părere bună despre tine în general, dă-mi voie să spun că Dumnezeu nu a trimis în lume pe Fiul Său pentru oameni din așa categorie. Tu poți să vii la biserică, tu poți să vii să cânti cu noi, să mai dai bani, să te rogi pentru misionare, să asculți viori, să asculți nai aici. Tu poți să beneficiezi de socializare, poți să vii la mormântări cu noi, poți să cânti în cor, poți să faci slujbe interesante. Și cu toate acestea să te plângi că Dumnezeu nu te-a chemat în slujbă. Și cu toate acestea să te plângi că Iisus nu s-a ocupat în mod personal de tine. Dă-mi voie să spun, dragul meu, că tot ceea ce trebuie să facă un om ca să câștige atenția specială a lui Dumnezeu este să-și recunoască vina. Domnul Iisus Hristos a venit ca și doctor pentru cei bolnavi. Ești tu bolnav? El este doctorul tău. Domnul Iisus a venit ca și mântuitor pentru păcătoși. Ești tu păcătos? El este mântuitorul tău. Dar dacă nu ești păcătos, dar dacă nu ai o nevoie spirituală, dar dacă nu ești bolnavă în sufletul tău, pentru ce este bun Domnul Iisus Hristos? Tu ești bun și fără El.
Iată de ce moartea spirituală, iată de ce moleșeala, iată de ce religia și rugina sistemului religios te mănâncă, te țin pe loc, te trag în jos, te fac confuz, te fac plictisit, te fac nemulțumit. Iată de ce ești în prezența lui Dumnezeu fără Dumnezeu. Ca un credincios pe din afară. Dar mai rău ca un păcătos pe dinăuntru. Pentru că păcătosul care își recunoaște vina este căutat de Iisus. Pe tine te caută Iisus. Pe tine te caută Iisus. Pe tine te vede Iisus. Pe tine te cunoaște Iisus. Pe tine te iubește Iisus. În tine vede o valoare Iisus. Pe tine te cheamă Iisus în ziua aceasta. Aleluia! Auzi tu glasul său, vino după mine, vino după mine nu pentru ca să te primesc, vino după mine nu doar așa ca să te rabd, vino după mine ca să fii omul meu de încredere, aleluia, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Iisus cheamă oameni păcătoși. Ești tu păcătosul pe care îl cheamă Iisus astăzi? Tu poți să spui, nu-s chiar așa păcătos și Iisus te lasă în pace. Rămâi cu religia ta, rămâi cu atitudinile tale, rămâi cu programul tău, rămâi cu agenda ta, rămâi cu viața ta, rămâi cu totul ceea ce ți-ți place și ți-este drag, Iisus nu te deranjează. Dar dacă cumva ești păcătos, dar dacă în inima ta, Duhul tău, cel Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, îți vorbește de starea ta păcătoasă, degradată, dar dacă știi că ai nevoie de mântuire pentru sufletul tău, Iisus te caută. El este mântuitorul tău. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Amen? Versetul 28. Ne este clar spus că păcătosul chemat de Iisus îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. Omul care își recunoaște vina și ascultă chemarea lui Dumnezeu lasă totul și îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă ce frumos, ce simplu și direct sună textul Sfintelor Scripturii. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Când a lăsat totul vameșul? În anul acela? În anul acela? Ce înseamnă că a lăsat totul vameșul? A lăsat și banii? A lăsat și rușinea, a lăsat și reputația în sistemul roman, a lăsat și batjocora în națiunea sa proprie, în Israel. Ce înseamnă a lăsat totul? Vameșul a renunțat la viața și îndeletnicirile sale de până în acel moment. El a înțeles foarte clar că nu poți să vii după Iisus și să continui să fii vameș. Dar sunt oameni care vin la biserică, care ar vrea să-L urmeze pe Iisus și să continue cu anumite lucruri cu care s-a ocupat toată viața. De fapt, a fi creștin înseamnă la modul general, să fii cu Iisus și să faci de toate. Iisus este doar o emblemă. Iisus doar este așa un titlu. Iisus este doar o aspirină, o vitamină. Oamenii se întreabă și noi, păstori, avem această problemă. Vin oamenii și ne întreabă, dar de ce n-am voie să fac cu tare și cu tare lucruri? Cum n-ai voie? Oameni buni, la biserică ai voie să faci de toate. Vă place așa? Orice ai voie să faci, orice. Dar dacă îl urmezi pe Iisus, nu poți face orice. Când Levi Vameșul a înțeles că este chemat de Mesia, Mântuitorul Lumii, a spus, o a doua șansă s-ar putea să nu mai am niciodată în viață. Și chiar nu mai avea să aibă.
Trebuie să vă spun în această zi, oameni buni, că sunt șanse pe care Dumnezeu ne le oferă în mod unic în viață. Și dacă le ratăm, suntem niște ratați, fără Dumnezeu și fără speranță. Dacă tu înțelegi cine este Iisus cel care te cheamă, n-ai mai spune, trebuie să mă gândesc. Dacă tu ai înțelege cine este Iisus cel care te cheamă și ce vrea să facă El din tine acum când te cheamă, dacă tu ai înțelege înălțimea, onoarea chemării lui Dumnezeu astăzi, tu nu ai mai sta pe gânduri, tu nu ai mai sta la încurcătură să spui da sau să spui nu, ai avea o singură întrebare: ce trebuie să fac? La ce trebuie să renunț? Cum trebuie să mă port? Cum trebuie să studiez? În ce trebuie să mă implic ca într-adevăr să fiu omul de încredere a lui Iisus? Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Aleluia! Vameșul a lăsat totul ce trebuia lăsat. Vameșul a renunțat la orice trebuia să renunțe. Vameșul s-a implicat în orice trebuia să se implice, doar de bucuria înălțimii și onoarei chemării pe care i-a făcut-o Domnul Iisus. Vino după mine. Iisus nu este un cerșitor care te cheamă după El să fii cerșitor cu El. Iisus nu este un pierdevară. Iisus nu este o persoană confuză. Nu este o persoană renegată în istorie. Iisus este Regele Regilor. Este Mesia, este Mântuitorul, este Fiul lui Dumnezeu. Aleluia! Și când El m-a chemat pe mine să-L urmez pe El, am simțit că este ziua unică a vieții mele și nu voi avea niciodată și nu voi mai întâlni niciodată cu o așa chemare, cu o așa ofertă pe care mi-a făcut-o Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Orice om care l-a urmat pe Iisus înțelege cine este Iisus și înțelege la ce te cheamă Iisus. Iisus nu te cheamă la rușine, Iisus nu te cheamă la degradare, Iisus nu te cheamă la pagubă, Iisus nu te cheamă să plutești prin viață dezorientat, Iisus te cheamă să guvernezi împreună cu El, Iisus te cheamă să mântuiești lumea împreună cu El, Iisus te cheamă să-i reprezinți autoritatea în această lume, slăvit să fie numele Domnului. Aleluia! 3. Ne spune Sfânta Scriptură și este foarte clar acest lucru aici. Că în momentul în care un păcătos este chemat de Iisus și el se angajează să-L urmeze pe Iisus pe cinste, viața lui se transformă într-o sărbătoare în cinstea lui Iisus. Auzi? Viața omului credincios care l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos nu este jalnică. Viața omului care s-a angajat să-L urmeze pe Domnul Iisus nu este una tristă, nu este una falimentară, nu este un dezavantajat, un bătut de soartă, un supraviețuitor. Omul care l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos este un organizator de sărbători în cinstea Domnului Iisus. Haleluia! Ce scrie versetul 29? Levi i-a oferit Domnului Iisus un banchet. Vameșul a început umblarea cu Iisus pe o notă pozitivă. Păcătosul care se întoarce să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, care se angajează să fie omul de încredere al Regelui Regilor, devine un organizator de sărbători. Iată ce înseamnă să urmezi pe Domnul Iisus, să te intereseze ce-L face pe Iisus fericit, să te intereseze ce-L face pe Domnul Iisus să se simtă special, să te intereseze ce-L face pe Domnul Iisus Hristos să se simtă bine, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Iată de ce cântăm, iată de ce avem adunări, iată de ce avem proiecte pentru ajutorarea săracilor, iată de ce avem misiune internațională, iată de ce investim în orfani și în săraci, iată de ce avem școli, iată de ce ne ocupăm cu ceea ce ne ocupăm. Pentru că toate acestea sunt un mare ospăț Regelui nostru Iisus Hristos. Haleluia! El nu ne-a chemat să lucrăm pentru noi înșine. El nu ne-a chemat ca să trăim pentru noi înșine și să beneficiem doar de binecuvântările Lui. El ne-a chemat. Și tare mai eram păcătos când Domnul m-a găsit. Și în momentul în care am înțeles cine mă cheamă și încrederea de care mă bucur
în harul lui Dumnezeu, am început să organizez sărbători pentru Domnul Iisus Hristos. Viața creștină, umblarea cu Domnul Iisus Hristos, a-L urma pe Domnul Iisus, a fi omul de încredere a Domnului Iisus Hristos, înseamnă, dragul meu, înainte de orice, să organizeze sărbători pentru Domnul Iisus. Să vii să fie numele Domnului. Amin?